Proiectul destinat profesorilor nefilologi, derulat de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în parteneriat cu inspectoratele școlare din județele Brașov, respectiv Suceava, a ajuns la final. Bună ziua, bine v-am găsit! La conferința de presă de astăzi am invitat-o pe colega mea, Prostache Rodica, inspector școlar de specialitate. Însă o să vă comunice câteva lucruri legate de un proiect Cambridge, după care am să vă transmit informațiile pentru această zi. Da. Bună ziua! Așa cum o parte dintre dumneavoastră știți, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a derulat, începând cu anul 2010, un proiect de anvergură, am zice noi, un proiect strategic, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un proiect care și-a propus să dezvolte competențele de comunicare într-o limbă de circulație internațională, respectiv limba engleză, și care a ajuns la final. Asta vreau să vă comunic în data de 25 mai la Brașov, partenerul 1 din proiect al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, respectiv la Colegiul Național Andrei Șabuna, s-a desfășurat conferința finală a acestui proiect. Au participat invitați din toate cele trei județele, echipa de implementare, formatori, formabili, reprezentanții ai instituțiilor publice din județul Brașov. Și am făcut un bilanț frumos, emoționant și cu foarte multe trăiri, să spunem, pozitive ale tuturor celor prezenți. Rezultatele proiectului ne îndreptățesc să spunem că a fost un proiect de succes, un proiect care și-a atins și chiar și-a depășit în multe din punctele sale țintele propuse. O să vă pun la dispoziție o serie de materiale pe care noi le-am elaborat pentru a promova rezultatele acestui proiect și considerăm că pentru cadrele didactice din cele trei județe care au reușit să participe la cele două serii de formare, valoarea plus, valoarea adăugată, plusul adăugat în formarea profesională este unul semnificativ și apreciat de toți cei care au participat la cursurile de formare. Este proiectul pentru profesorii nefilologi, nu? Este proiectul pentru profesorii nefilologi. Este un proiect care spunem noi că va avea în continuare sustenabilitate, pentru că în cadrul proiectului s-a acreditat un curs de formare de către CNFP și acest curs de formare va fi derulat în continuare de Casa Corpului Didactic Suceava, partener care a intrat ulterior în proiect. Și la aceste cursuri de formare nu va exista această prevedere referitoare la cadrele didactice de pe filiera sau profilul filologic cu studii absolvite în domeniu. Și atunci se vor derula în continuare încă 3 ani de zile, atât este autorizat cursul, se vor derula cursuri în cele 3 județe, cu formatorii din stabiliți de Casa Corpului Didactic din Suceava. În acest moment sunteți profesor din Sălaj. Din Sălaj, peste 500 de cadre didactice au participat la cursuri. Din cifra la nivelul celor trei județe este semnificativ mai mare. Aveți toate datele, deci peste 1770 din toate trei județele de cadre didactice care au participat la cursurile de formare.
O să găsiți și materialul care o să vi-l pun la dispoziție colegul meu, pe care l-am trimis în format electronic, dar găsiți și în materialele de promovare ca rezultate ale proiectului. Despre competițiile sportive, rog pe colegul meu Seișan Mirea să vorbească în câteva cuvinte. Da, în această săptămână, județul Sălajul, respectiv Florașul și Noul Silvanii, are plăcerea să găzduiască o finală națională în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, respectiv la disciplina volei băieți licee. Parcursul până la această finală a fost destul de lung, respectiv a avut loc o fază de zonă la care echipa liceului Simeon Bănuț, Colegiul Național Simeon Bănuț din Chișinău a participat, a câștigat-o și și-a câștigat dreptul de a participa la finală. Iar această finală ne-a fost dată de către Ministerul Educației Naționale, județului Sălaj, să organizăm în perioada 7-9 iunie. Am făcut în mare toate planurile pentru organizarea cu succes a etapei finale și după ședința tehnică care va avea loc joi, seara, la ora 7, la Chișinău Silvanie, începând de vineri dimineața, ora 9, deschidere festivă și în continuare jocuri, vom parcurge pașii până la finala mare de duminică dimineața, în care se va desemna campioana națională la volei băieți licee. Primăria orașului Chișinău Silvanie ne sprijină această acțiune, de asemenea Colegiul Național Simeon Bănuțiu, care este și el implicat în organizare, și bineînțeles noi, Inspectoratul Școlar, care suntem desemnați de către minister să fim direct organizatori ai finale. Să sperăm că la finalul competiției și echipa noastră va urca pe podium. Desigur că arbitrajele vor fi foarte corecte și, în primul rând, important este să câștige cei mai buni. Și dacă toți suntem la capitolul sport, la finalul săptămânii trecute, respectiv sâmbătă duminică, s-a desfășurat la București Campionatul Național Școlar, tot sub egida Ministerului Educației Naționale, unde am avut un sportiv de la liceul cu program sportiv Avram Iancu, respectiv Paul Parmeau, care a devenit campion național școlar în proba de 5.000 metri. Un rezultat bun care se adaugă celorlalte 5 medalii obținute de către elevii în liceul sportiv în acest an competițional. Și pe mai departe, ne așteaptă finalele din vară la nivelul categoriilor juniorilor 3, 2 și respectiv 1. Cam astea ar fi despre sport, noutățile și bilanțul de sport. Despre o serie de alte concursuri care s-au desfășurat zilele acestea sau urmează să se desfășoare, vreau să vă comunic câteva lucruri. Tocmai s-a încheiat concursul internațional preolimpic de fizică, ediția 16-a, concurs care s-a desfășurat aici la Zalău, în organizarea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și a Colegiului Național Silvania din Zalău. Au participat loturi olimpice din România, 9 elevi, Ungaria, 6 elevi, Moldova, 5 elevi. Colegiul Național Silvania din Zalău a avut și el un reprezentant prin elevul Pop Ionuț din clasa a 12-a. Subiectele au fost elaborate aici, la Colegiul Național Silvania. Din Comisia Centrală au făcut parte doi profesori universitari de la Universitatea din Budapesta,
un profesor universitar de la Universitatea de Stat din Moldova, doi profesori universitari de la Facultatea de Fizică, respectiv Informatică, București, și un profesor doctor de la Câlii Mănești. Au fost două probe, o probă teoretică și o probă experimentală. Fiecare probă a durat 5 ore fiecare. S-au obținut următoarele rezultate, respectiv medalii și premii. Sobo Otilo din Ungaria a obținut medalia de aur. Din România, Ciobanu Tudor, premiul întâi, și tot din România, Andronic Dan Cristian, premiul al doilea, respectiv premiul al treilea din România, Dumitru Sebastian. Au mai obținut premiul întâi din Ungaria, tot Sobo Otilo, care a luat și medalia de aur, din Moldova, Zamoci Cristian, premiul întâi, premiul 2 Colibaba Nicoleta și premiul 3 din Moldova Purice Dinu. Practic, acest concurs a fost o pregătire înaintea etapei internaționale a Olimpiadei de Fizică, etapă ce se va desfășura la Copenhaga în luna iulie 2013. Primii 5 elevi de la fiecare din cele trei delegații vor participa la această etapă internațională din Copenhaga. Aseară s-a întors lotul olimpic Sălăjan de la concursul Universul Cunoașterii prin Lectură, concurs desfășurat la Suceveni în perioada 1-3 iunie. Suceveni este o comună din județul Galați. A fost o premieră, respectiv primul concurs național destinat elevilor din mediul rural, clasele gimnaziale 5-8, secția română, secția minorități. Sălajul a avut două echipaje, un echipaj secția română alcătuit din 4 elevi și un echipaj secția minorități 3 elevi. Proba a constat mai întâi în prezentarea unui portofoliu, portofoliu pe care echipajele l-au pregătit imediat după etapa județeană. A fost prezentată o personalitate locală, respectiv Corneliu Coposu pentru echipajul secția română și Iuliu Maniu pentru echipajul secția minorități. Cei trei elevi de la secția minorității au obținut o mențiune la această premieră și echipajul de la secția minorități a fost pregătit de profesoara Maria Borz. Cele trei eleve, fiindcă sunt trei eleve, de fapt, care au fost premiate și care au primit diplomele de la doamna Ecaterina Andronescu, din cadrul Comisiei pentru Învățământ din Senat, sunt următoarele. Țeiții Anita, clasa 5-a, școala Panic, profesor Dobrai Erico și Feher Cristo Anet, respectiv Debre Cristina, clasele a 6-a și a 7-a, de la școala gimnazială numărul 1 din Pericei. Lotul a fost însoțit de profesorul Pop Ioan de la școala gimnazială Gheorghe Șincai din Bogota. Consider că este un început frumos și că este bine anume acest aspect, acela că performanța este încurajată și în cadrul mediului rural. De fapt, inclusiv profesorii care au evaluat la acest concurs au fost și la etapa națională, tot din mediul rural. Ultimul concurs la limba română din acest an este tot pe tema lecturii. Joi vor pleca 4 eleve la Bistrița, unde se va desfășura etapa națională a concursului Lectura ca abilitate de viață. Este tot o premieră. Sunt 4 elevi pentru că sunt 4 niveluri de învățământ, clasele 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
Cele patru eleve sunt Biriș Denisa, clasa 6-a de la Școala Silvania și Mleu Silvaniei, profesor Purghetelia, Papița Anda, clasa 8-a, Școala Gheorghe Lazar Zalău, profesor Iacob Diana, Petre Cristiana, clasa 9-a, Colegiul Național Silvania Zalău, profesor Dan Clara, și Pop Ioana, clasa 12-a, tot de la Colegiul Național Silvania Zalău, profesor Tuduce Ioana, Tuduce Ioana fiind și profesoara care va însoți acest lot. Le dorim succes și sunt convins că îl vor avea. Ce alte concursuri s-au mai desfășurat? S-a mai desfășurat un concurs interjudețean de matematică, Dumitru Țiganetea. Acest concurs a fost organizat de Colegiul Național Andrei Mureșanu din Dej. S-a desfășurat în data de 1 iunie 2013, respectiv a 13-a ediție a concursului interjudețean. Au participat 123 de elevi din clasele a 4-a, 5-a și a 6-a, de la școlile gimnaziale și de la colegiile naționale, acolo unde sunt și clase de gimnaziu, din județele Bistrița, Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Județul Sălaj a fost reprezentat de 6 elevi, toți de la școala gimnazială Mihai Eminescu din Zalău. 5 dintre acești elevi au venit acasă cu mențiuni. Ei sunt Costina Eduard, Popdaria Cosmina din clasa a 5-a, respectiv o Lăcuță Alexandra, Pop Diana, Ghilea Ramona din clasa a 6-a. Elevii au fost pregătiți de profesoarele Ciocan, Olga și Bârjac Raluca. Lotul a fost însoțit de inspector școlar de specialitate matematică Antonia Augustina Popiș, de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Inspectoratul pentru situații de urgență Porolisul, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, a organizat zilele trecute etapa județeană a două concursuri. Este vorba despre Prietenii Pompierilor și Cu Viața Mea Apăr Viața. La concursul Prietenii Pompierilor au participat 5 echipaje care s-au plasat pe următoarele locuri. Locul 1, Școala Silvania și Mleu Silvaniei, locul 2, Școala Mihai Mescu Zalău, locul 3, Școala Petru Ivonu Șpalău, locul 4, Școala Iuliu Maniu Zalău și locul 5, Școala Simeon Bărnuțiu Zalău. Toate echipajele au primit diplome și premii în bani. La concursul Cu Viața Mea, Apăr Viața, au participat 9 echipaje din școlile gimnaziale sălăjene și 3 echipaje din colegiile respectiv liceele din județul nostru. Există și o etapă interjudețeană la care s-au calificat un echipaj de la Școala Silvania și Mleu și un echipaj de la Colegiul Simeon Bărnuțiu și Mleu Silvanii. Etapa interjudețeană va avea loc în data de 11 iunie 2013 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisul Sălaj și vor participa echipaje din alte județe, respectiv Maramureș și Satu Mare.